Eu sunt Daria Ghiu, sunt istoric de artă și jurnalist la Radio România Cultural și de fiecare dată când vorbesc despre artă îmi face o enormă plăcere. 5 ani din viață, sau 4-5 cam pe acolo, i-am dedicat unui subiect foarte complicat, un subiect foarte amplu și important pentru scena de artă contemporană. Este vorba despre Bienala de Artă de la Veneția. Te poartă undeva la sfârșitul secolului XIX, în 1895. E o instituție importantă care de-a lungul timpului a generat noi trenduri, să le spunem așa, noi mișcări în arta contemporană, noi curente și a format nume pe care astăzi le cunoaștem și sunt reprezentative pentru artă. Sunt în mijlocul unei expoziții a artistului Iosif Chirali, un artist despre care vom vorbi și în contextul Bienalei de Artă de la Veneția. O bienală este un eveniment care, așa cum înțelegem din titlu, are loc odată la 2 ani de zile. Bienala de Artă de la Veneția este primul eveniment de acest tip din lume, dar un fenomen interesant a avut loc pentru că, pe lângă această Bienală de la Veneția, au înflorit multe alte bienale. Cea de la São Paulo în anii 50 și mai târziu au apărut Johannesburg, Havana, acestea fiind niște nume mari de bienale, dar în ultimii 20-30 de ani trăim un fenomen care în artă se numește fenomenul bienalizării lumii artei. Bucureștiul a avut două bienale, Bienala Bucureștiului încă funcțională și Bienala Tinerilor Artiști, asta ca să dăm câteva exemple locale. Dar bienalele au înflorit și în momentul de față ni se spune că sunt peste 200 de bienale. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că ele sunt un eveniment foarte spectaculos, un eveniment care atrage publicul larg, nu doar criticii de artă sau nu doar publicul de artă în general, atrage publicul larg într-un spectacol al artei în care acest public ia legătura cu ce înseamnă fenomenul artei contemporane astăzi. Vizităm o bienală și pe lângă ea vizităm și orașul respectiv. Nu? Venim la București pentru Bienala Bucureștiului și vizităm și Bucureștiul cu ce are el cultural, nu doar artistic. Ce înseamnă prezența României la Bienală? E bine, Bienala de Artă de la Veneția mizează pe identitate națională, mizează pe reprezentare națională. Ce înseamnă asta? De-a lungul timpului, Bienala a crescut foarte mult în spațiul Veneției, în această lagună, care pare improprie pentru artă, pentru că știți foarte bine, totul plutește acolo. Imaginați-vă că lucrările vin întotdeauna pe vaporașe, care poate că se pot scufunda și atunci riscăm să pierdem acea artă. Imaginați-vă că umiditatea este foarte puternică și afectează lucrările de artă. Ei bine, în acest spațiu care pare improbabil pentru artă, Bienala a crescut semnificativ. Dacă la început era dedicată mai degrabă artei venețiene și artei Italiei, proaspăt unificată, în timp, deja în anii 20-30, aveam foarte multe țări invitate. România în sine are prima participare la Bienală în 1924, deci deja sunt aproape 100 de ani. Dar în 1924 ni se dau două spații în palatul principal de expoziție creat pentru Bienală, Palazzo delle Esposizioni. Avem două spații mari în care România, cu ajutorul principelui Carol, participă cu o expoziție Mamut, 106 lucrări, 36 de artiști. Îl vedem acolo și pe Nicolae Grigorescu cu Carol Cuboi, dar vedem și nume care astăzi nu ne mai spun foarte mult din arta, să spunem așa, post-impresionistă și premodernă. România, la această primă prezență, vrea să arate tot ce are mai bun. Dar trebuie să spunem un lucru foarte important. Bienala de la Veneția este și o expoziție de arhitectură, putem spune așa, pentru că de-a lungul timpului fiecare țară, sau o serie de țări, de fapt, și-au construit propriul lor spațiu artistic, propriul lor pavilion național. România, dacă e prezentă în 24, până în 1938 este total absentă. Și găsim în documente foarte mulți artiști care se plâng de absența României de la această bienală, pentru că, spun ei,
Dacă vrei să fii cunoscut în spațiul internațional, trebuie să fii la Veneția. Trebuie să înțelegeți că Bienala aceasta este un fel de instituție hipernecesară. Dacă ne raportăm la sport, e ca un fel de olimpiadă. E o olimpiadă a artei. Bienala stabilește viitorul artei, să-i spunem așa. Dacă ești prezent ca artist la Bienală, după aceea cariera ta o ia razna într-un mod benefic. Ei bine, în 38, istoricul Nicolae Iorga, care crease și Casa Romena în Palazzo Corer, în mijlocul Veneției, acolo unde se află astăzi Institutul Cultural Român de Cercetare Umanistică, crease acest institut pentru că vorbește foarte mult în scrierile sale despre legătura puternică între Italia și România, între viziunea italiană și viziunea românească, spunând că acea latinitate ne unește foarte puternic, și vrea să creeze un pavilion național pentru România. În 1938 inaugurează acest pavilion cu o arhitectură extrem de geometrică și simplă, o arhitectură a lui Breno del Giudice, un arhitect fascist, pentru că gândiți-vă în ce moment istoric ne aflăm în 1938. Veți înțelege imediat că Bienala de la Veneția de fapt este un eveniment extrem de politic. Ce trimitem la Bienală spune ceva despre contextul nostru social și politic al acelui moment. Așa că între 48 și 54 găsesc în documente că țara era preocupată cu totul altceva, cu construirea acestui om nou, cu construirea unui stil în artă care să oglindească omul nou și noul regim politic. În 54 suntem prezenți la Veneția și de atunci o facem constant până la începutul anilor 80 și suntem dominați de, în primii ani, suntem dominați de realismul socialist. Vedem în pavilionul României o grămadă de artă politică, o grămadă de artă care după aceea sfârșește în depozite. Foarte puține lucrări mai sunt astăzi de găsit. Se află în depozitele muzeelor sau deja sunt distruse, rareori le poți vedea într-o expoziție. Pavilionul României e un spațiu care în primii lui ani are trei încăperi, un spațiu principal, o încăpere principală și trei încăperi mai mici. Este gândit foarte clar pentru expunerea de pictură și sculptură. În primii ani vedem în fotografii că avem și băncuțe pe care ne putem așeza, arată ca un spațiu de muzeu. El se află pe o insulă, Isola Sant Elena, alături de multe alte pavilioane naționale, dar vecinii noștri sunt chiar lipiți de noi, Polonia, și foarte aproape se află Grecia. Trebuie să vă spun că ne aflăm la un capăt al acestei grădini venețiene, pentru că Bienala se află într-o grădină venețiană, Giardini. Dacă mergeți la Veneția, veți vedea că Vaporetto are și această stație Giardini și după aia urmează doar stația Lido, în care ești deja în afara Veneției. În Giardini se află Bienala de Artă, presărată prin natură, să spunem așa. Aceste pavilioane, case, cu numele țării respective pus foarte clar, iar publicul adoră să se plimbe dintr-o țară în alta, să spună, ia să vedem ce expun în această ediție românii, ia să vedem ce expun polonezii, ia să vedem ce expune Australia. Ca spectator român te cuprinde așa un sentiment de patriotism întotdeauna, dar acest patriotism de-a lungul timpului, când am citit articole, când am văzut cum se raportează publicul român la Bienală și la România, se poate transforma și într-un soi de ură. Trebuie să fiți conștienți că ne aflăm în spațiul pavilionului României ca într-un spațiu al meu, ca și cum aș fi la mine acasă în deplasare, în ambasada mea. În același timp, picăm în acel păcat, fiecare dintre noi, în care comparăm în continuu ce se întâmplă la noi cu ce se întâmplă în alte țări. Încă un lucru important, fiecare ediție e de fapt o competiție. Există un leu de aur pentru cea mai bună participare națională. După părerea mea, este o decizie întotdeauna politică. Veți vedea că cine câștigă leul de aur, are proiectul respectiv are legătură cu niște teme ale momentului pe scena socială sau politică. În 1966, când a participat Ion Țuculescu, un pictor foarte important pentru România și pentru istoria artei românești, pentru acel stil extraordinar care împletește expresionismul cu arta populară românească, atunci am fi vrut să-i dăm, ni s-a spus că Ion Țuculescu ar fi câștigat leul de aur dacă ar fi fost în viață, pentru că o condiție era ca artistul să trăiască. Cine organizează aceste expoziții? E un lucru foarte important de spus. Întotdeauna a existat un comisar de artă. Astăzi îi spunem curator. Curator de la curare în limba latină, a îngriji. Înainte li se spunea comisar, dar făceau același lucru. Ei erau cei care selecționau artiștii și care organizau expoziția pe de-a întregul.
Trebuie să vă spun că dacă în perioada comunistă am avut câteva figuri unice de comisari, pe de o parte, de exemplu, pe Petru Comarnescu în 1966 și din 1968, timp de două decenii, pe Ion Frunzeti. După 90, îl avem prezent și înainte, de fapt, și în anii 80, îl avem prezent pe Dan Hăulică, un important critic de artă român, dar în 1999 avem o extraordinară deschidere către democratizarea cu adevărat a pavilionului. Pierdem curatorul unic care face propria sa selecție, pentru că exista un pericol, acel curator să aleagă totuși o lume artistică care era pe gustul său, care intra în acord cu propriile sale principii. Din 1999 ne aflăm într-un pavilion cu concurs. Se face în fiecare ediție un concurs de proiecte și se alege proiectul cel mai apt să fie prezent la Bienală. Dacă ne uităm în continuare în anii 90, în 1995 avem o expoziție de mari dimensiuni colectivă de sculptură dedicată moștenirii lui Brâncuș. În 97, doi artiști ocupă pavilionul României, este vorba despre Ion Bițean în interiorul lui, cu lucrări din nou care depășesc orice graniță a unui mediu artistic. Sunt lucrări, obiect sau cărți enorme pe care artistul le construiește, un artist român extrem de versatil, extrem de mobil, un artist român al cărui nume îl asociem și cu arta oficială. El l-a portretizat pe Ceaușescu un timp îndelungat. În paralel și-a văzut și de experimentul său, de arta sa care nu avea nicio legătură cu politicul momentului. E o figură interesantă care a reușit să aibă practic o dublă personalitate în plin comunism, ceea ce nu s-a întâmplat pe scena de artă în alte cazuri. În afara pavilionului aveam expus pe Ion Grigorescu în 97. Și un moment interesant, pentru că de obicei vedeam artă doar în pavilion. E bine, Ion Grigorescu, un artist cheie pentru scena de artă, inclusiv a momentului, un artist care în comunism își face propria sa artă în interiorul casei, deci opus lui Bițan, care găsește să servească și calea politică, dar și calea non-politică, Grigorescu este politic în sensul în care, de fapt, critică regimul politic puternic, critică regimul ceaușist, își arată neputințele în spațiul casei, vorbește cu un Ceaușescu imaginar într-o lucrare a sa, de exemplu, îl imită pe Ceaușescu și discursurile. În 1999 îi vedem expuși pe Dan Perzovski împreună cu grupul Subreal, compus din Călin Dan și Iosif Chirali, nu? Artistul care expune în acest moment la galeria în Capoterașul în care ne aflăm acum. Dacă Subrealul vorbește despre memorie, așa cum o face și Iosif Chirali și astăzi, și un proiect de artă care vorbește de fapt despre marginile artei, despre contextul artistic, lăsând deoparte de fapt arta în sine, arătându-ți ce în spatele artei, pe podeaua pavilionului își face jocul artistic Dan Perzovski. Și asta e un moment extrem de interesant, unul dintre reperele pentru Bienala de la Veneția și pentru pavilionul României, pentru că până atunci nu ne întâlneam cu artă pe jos. Evitam un asemenea tip de abordare, nu? Pentru că e și umezeala de care vă vorbeam, e și publicul enorm care calcă zilnic pavilionul, aceste desene sunt șterse pe parcurs. Avem practic în fața noastră primul proiect performativ care implică publicul, pentru că publicul de fapt transformă lucrarea de artă. O duce cu el, nu? Propriile sale picioare care calcă în pavilion, care încearcă să nu calce, să ocolească, dar nu au cum, pentru că dacă vrei să vezi desene din mijloc cu pavilion, treci prin desene de la marginea lui, de la intrare. E foarte apreciat de către publicul internațional. Scriu extrem de elogios despre acest pavilion și mulți îl pun în topul lor pe primul loc. Ei zic 10 puncte pentru România, România ți-a meritat să câștige. Ei bine, nu câștigă, un alt proiect va câștiga dintr-o altă țară atunci Bienala, dar marchează un moment, un punct de cotitură în prezențele românești la Bienală și un moment de cotitură și pentru ceea ce se va întâmpla cu Dan Perzovski după aceea în spațiul internațional. Pentru că de atunci cariera sa va exploda extraordinar în lumea internațională, inclusiv în Statele Unite și pe alte continente. Iar în 2003 ne aflăm în fața primului și ultimului proiect în pavilion de NetArt, acea artă în legătură cu internetul, acele proiecte de artă create cu ajutorul computerului, proiecte de artă care invitau și publicul la interacțiune. E un proiect foarte interesant, de fapt, și foarte mobil a fost el în pavilion, creat de către grupul Kinema Icon, un grup de artă
experimentală creată în anii 1970 la Arad. Ei curatorează proiectul, artiștii grupului merg în bienală, dar pe care publicul internațional înțelege destul de greu și acolo vedem într-un articol al unui critic de artă străin o discuție despre specificul național. Ni se spune acolo, nu cred că este un proiect reprezentativ pentru arta românească. Vedeți, întotdeauna, de fapt, avem această discuție despre specific național. Suntem sau nu suntem reprezentați? De obicei, discuția se poartă, ostil sau nu, în paginile presei românești. De data aceasta, chiar și publicul internațional, chiar și presa internațională, simte că nu este o artă care să reprezinte ce se întâmplă în România. În 2005 avem proiectul unui artist unic, Daniel Knorr, un artist român care emigrează în anii 80 în Germania. Un proiect curatoriat de către Marius Babias, care era originar la rândul său din România, din Suceava, și care la rândul său emigrase în Germania. E bine, acest proiect câștigă pavilionul României în 2005. Se numește European Influenza, influența cu acest sens de derăceală europeană. Și ce se întâmplă în pavilion și de ce supără, cum am anticipat, presa românească, dar este iubit de către presa internațională? E bine, e un proiect în care pavilionul României este lăsat total gol. Nu numai că e lăsat gol, bate vântul prin pavilion, dar nu este nici măcar renovat de la expoziția precedentă. Acum, făcând o paranteză, care a deschis o amplă discuție, dar o lăsăm așa doar într-o propoziție, Bienala de la Veneția are loc de artă, are loc din 2 în 2 ani, bun, am stabilit asta. Dar în ceilalți 2 ani, deci în anul care nu e artă, este Bienala de Arhitectură. O Bienală de Arhitectură care a apărut mult mai târziu, la Veneția, și care ocupă pavilionul cu proiecte de arhitectură. România e prezentă în anii respectivi cu Bienala de Arhitectură. Deci imaginați-vă că dacă în 2005 avem artă, în 2004 am avut arhitectură, în 2003 artă din nou și tot așa. Ei bine, Daniel Knorr lasă pavilionul nu doar gol, fără obiecte, dar și nerenovat. Îl lasă cu urmele expoziției de arhitectură din anul precedent. Ce mai face? În spatele pavilionului, un detaliu foarte picant, există o ușă de urgență. Această ușă de urgență se deschide larg către ieșirea din pavilion, către ieșirea din bienală, către lumea largă, să spunem așa. Vă spuneam că pavilionul României se află la marginea acestor giardini și asta e o metaforă interesantă, cum ne aflăm noi la capătul giardinilor. Dar și mai interesant e că dacă înăuntru giardinilor, unde se află bienala, unde plătești un bilet, te afli ca într-un soi de parc de distracție. Nu trebuie să mărturisim și asta, că criticii de artă au comentat și asta, că ești într-un soi de parc de distracție al artei. Deci ești într-un spațiu perfect artificial în care vezi doar artă și atâta. Ușa aceasta te ducea către lumea largă, te duce, de fapt, către un cartier cu case, cu baruri, acea atmosferă italiană foarte plăcută, barul în care bei o cafea cu mult mai puțin decât o bei în bienală, pentru că în bienală prețurile sunt exorbitante, totul este la alte cote, în care copiii joacă fotbal, joacă șotron, ești în lumea reală. Lasă acea ușă deschisă, lasă pavilionul nerenovat și creează o carte, un reader, să-i spunem așa, o colecție de texte, de la critici de artă, dar și politologi, scriitori, în care vorbește despre iminenta integrare a României în Uniunea Europeană, care urma să aibă loc peste puțin timp. Nu? În 2007 ne integrăm în Uniunea Europeană împreună cu Bulgaria. Vorbește despre această gripă europeană în care vorbește despre hibele societății românești, despre unde ne aflăm astăzi, ce probleme sunt în societatea română, unde ne aflăm față de Uniunea Europeană. Unde ne situăm odată cu căderea cortinei de fier, nu? La câți ani trecuseră de la Revoluție, în momentul acela nu trecuseră foarte mulți, 16 ani, din 1989 până în 2005. Lasă acea carte la intrarea în pavilion pe care o poți lua cu tine, pe care o îmbracă în coperte albe fără nimic scris pe ea, un proiect al vidului, al golului, un proiect hiperconceptual. Deci arta conceptuală care crește puternic în America, în Europa, în anii 70, sfârșitul anilor 60-70, e o artă a minții, e o artă intelectuală, să-i spunem așa, în care nu trebuie neapărat să pictezi pentru a-ți arăta, nu trebuie să-ți arăți măestrie artistică. Tu ai un gând, ai un concept care devine realitate sub o anumită formă. Și ce reacții au venit? În presa românească a fost foarte jignită, au fost atacuri inclusiv la persoane, la adresa numelui său,
cineva a spus la un moment dat, un politician, că mai bine erau expuse supele cu același nume ca numele artistului și proiectul ar fi fost mult mai colorat și mai frumos dacă erau plicuri de supă expuse în pavilion. Politicienii au intrat în, au avut discursuri publice în care au spus că este revoltător că acest pavilion finanțat din bani publici, poate că acum e momentul să spunem că pavilionul României întotdeauna a finanțat de către Ministerul Culturii, deci un pavilion finanțat public, din resurse publice, dar de multe ori artiștii și curatorii caută și resurse private pentru a-și suplimenta finanțarea destul de mică. Se puneau aceste probleme de estetică, ce e frumos, ce e urât, ce trebuie să fie acolo. Nu pot să fiu prezent cu o goliciune. Nu va spune nimic a publicului intrat. Mă fac de râs. Mi-e rușine. Rușinea e un cuvânt care apare de-a lungul timpului. Nu mă identific. Nu este specific național. Presa internațională, în schimb, apreciază enorm gestul lui Daniel Knorr. Îl înțelege în contextul său conceptual. Îl înțelege că e un proiect de artă conceptuală. Îl înțelege apariția lui într-un moment în care România era foarte fragilă politic și se afla la porțile Uniunii Europene, dar încă nu acolo. În 2007 e o expoziție dedicată monumentelor în România și precarității monumentelor. E un pavilion în care se discută despre monumentele publice și rolul lor astăzi. Și gândiți-vă că în acel pavilion intrarea lui era blocată, practic te strecura, era blocată de o casă pusă așa într-o parte, într-o rână, în așa fel încât să blocheze intrarea în pavilion și să trebuiască să te strecori. Totul era, bineînțeles, voită și acest șoc, să ai șocul faptului că trebuie să te strecori ca să intri în pavilion să-l vezi cum trebuie. În 2009 avem trei artiști care mizează mai degrabă pe acel pavilion ca o scenă de teatru, creează o întreagă scenografie, lucrează cu arhitecți, creează ca un fel de sală de cinema în care să te imersezi în proiecte de artă video. Și vedem atunci o lucrare, Dog Love, care vorbește despre cruzime și despre inegalitate socială a artistului Ciprian Mureșan. După 2009, în 2011, avem o altă discuție foarte activă în pavilion. Aproape fiecare ediție generează o discuție de un anumit tip. În 2011 sunt prezente două artiste, Aneta Mănăchișa și Lucia Ceacova, alături de Ion Grigorescu, același Ion Grigorescu despre care vorbeam în 1997, prezent cu o expoziție retrospectivă mult mai amplă, cu o selecție de lucrări video, dar și fotografie din diferite perioade artistice ale lui Ion Grigorescu. Ei bine, în 2011 avem o întreagă dezbatere și o ceartă publică, chiar la deschiderea pavilionului în luna iunie, între artiști și curatori. Artiștii se simt nereprezentați de către curatori. Simt că nu au fost bine puși în ramă, să spunem așa, metaforic, de către curatori. Cu o noapte înainte să se deschidă pavilionul României, artiștii pătrund în pavilion, artistele Luția și Aneta împreună cu Ion Grigorescu, și trasează un mesaj de-a lungul pavilionului cu graffiti, portocaliu, chiar cu spray de graffiti, în care vorbesc despre cum artistul ar trebui să se sprijine pe curator și să fie un soi de dialectică și discuție între artist și curator, dar în care cele două poziții să fie, evident sunt negociate poziție fiecăruia dintre ei, dar să fie undeva în care toată lumea să fie în armonie, să-i spunem așa. Ori artiștii se simțeau nereprezentați cum trebuie la Bienal. Spuneam, această expoziție nu credem că ne reprezintă așa cum ne doream. Interesant de spus, acel proiect am avut șansa să-l mediez, să fiu ghid timp de 3 săptămâni și să păzesc pavilion și să fiu ghid pentru public. Acea linie de graffiti portocaliu a rămas acolo, pentru că n-aveai cum să o mai elimini și n-aveau cum curatorii să intervină în felul acesta. Ea unea lucrările, mergea peste lucrări, practic, artiștii și-au vandalizat și propriile lucrări. Publicul larg credea că acel proiect, acel graffiti, făcea parte din proiectul inițial și erau absolut convinși că nu este un mesaj apărut după aceea, ci că face parte din conceptul inițial al expoziției și a arătat ca o lucrare chiar cumva a închis proiectul cu adevărat, l-a închegat. Ai simțit prezența artistului în pavilion mai mult decât o simțeai fără prezența celui scris. Dacă în 2005 ne aflam în acel pavilion golit total de către Daniel Knorr, în 2013 suntem într-un pavilion la fel de gol de obiecte de artă. Pereții sunt total lăsați liberi. La fel podeaua, nu mai vezi niciun desen de Dan Perzovski pe podea sau alte gesturi pe podea. În schimb, ce vezi în pavilionul României? Vezi oameni, vezi dansatori care
lucrează pentru tine acolo, 8 ore în fiecare zi. Proiectul se numește O retrospectivă imaterială a Bienalei de Artă de la Veneția, curatoriat de către Raluca Voina și gândit de către artiștii, performer, coreografi Alexandra Piric și Manuel Pelmuș. Curatoarea, împreună cu artiștii, au făcut o selecție de lucrări reprezentative. O parte veneau chiar din pavilionul României. Vedeam acolo inclusiv Guernica lui Picasso, de exemplu, deci și pictură, pe care acești artiști învață să le pună în scenă prin puterea corpului. Eticheta fiecărei lucrări este vorbită de către unul dintre performeri. El ne anunță, acum prezentăm, punem în scenă, să-i spunem așa, cu corpul nostru, lucrarea oțelar din pavilionul României în anii 60. Am ales acest oțelar pentru că venea din acel realist socialist despre care vorbeam la început. Punem în scenă European Influence, artistului Daniel Knorr din 2005. Ce făceau ei atunci? Ieșeau pur și simplu pe ușa din spate, lăsau pavilionul gol și fumau o țigară. Era un moment de repaus pentru ei. Eu am asistat la ce se întâmpla acolo, la vernisaj, dar și după aceea la o săptămână distanță. Oamenii stăteau acolo chiar și cu orele. Se vorbea despre această muncă a celor care au plecat de acasă și au lăsat casele pentru un trai mai bun și despre o muncă, într-un soi de muncă imaterială, nu? Toți acei bani care se întorc după aceea în economia română. Punea aceste probleme foarte, foarte triste, de fapt, că îți aminteau că în Italia noi suntem niște simpli turiști, dar sunt acei români care muncesc acolo zi de zi. Acești coregrafi au muncit, practic, pe lunile bienale, din iunie până în noiembrie, au muncit acolo. Au fost ca alți români la muncă în Italia. Au avut închiriate apartamente la Veneția și zi de zi se duceau la program în pavilionul României și lucrau. După momentul 2013, suntem la polul opus în 2015. Și alt moment care place unui anumit tip de public, cu siguranță, expune Adrian Ghenie în pavilionul României. Poate că de Adrian Ghenie ați auzit, pentru că este pictorul cel mai bine cotat în lume astăzi, pictorul contemporan cel mai bine cotat. Citim din când în când câte o știre cât de bine s-a vândut un tablou de Ghenie la Sotheby's sau la o casă de licitație puternică. Un proiect Darwin's Room dedicat picturii lui Adrian Ghenie deschide discuția aceasta despre cum pavilionul României e fie unul al corpului și al imaterialului și al absenței obiectului, al vidului, fie unul al picturii. E o întoarcere la pictură ca mediu regină. Ne întoarcem la pictură. Se pictează foarte mult, foarte multă artă contemporană este dedicată picturii. În 2017 avem pe Geta Brătescu, tot un solo show, o expoziție retrospectivă de mari dimensiuni, o împărțire a pavilionului printr-un soi de traseu foarte bine demarcat cu diferiți pereți în spațiu, în care vedeam această artistă extraordinar de creativă, de polimorfă și în spațiul expoziției vedeam ilustrația sa la celebrul Faust. Era un proiect foarte, foarte complex, foarte abstract într-un anumit sens, în care desenul era un mediu important. Geta Brătescu a lucrat și în fotografie, în desen, în colaj și expoziția ei în pavilionul României era impresionantă pentru tocmai aceste direcții foarte, foarte mobile pe care le vedeai la un loc. Fie că vedeai o lucrare video filmată de către Ion Grigorescu, cu care a colaborat în trecut, fie că vedeai desenele sale cele mai recente sau colajele cu foarfeca chiar din anul expunerii, chiar din 2017. Și marca și prezența unei artiste, pentru că nu vedem foarte des. Asta este adevărul. O altă realitate foarte tristă e că nu vedem des artiste prezente în pavilion. În comunism le vedem asociate unui anumit mediu, fie că vorbim de arte decorative sau grafică, dar într-o expoziție colectivă. Dar Geta Brătescu e prima expoziție, e prima artistă care expune singură în pavilion. Are întregul pavilion pentru ea. Te emoționau toate aceste figuri și toate aceste apariții ale sale în timp foarte versatile, în care corpul său își face apariția, privirea ei își face apariția sau se dizolvă cu totul într-un abstract total. După Geta Brătescu ne aflăm în cea mai recentă ediție a Bienalei, în 2019, un proiect colectiv cu trei artiști, plasați pe de-o parte în spațiul propriu-zis al expoziției, dar și în vestibul. În vestibul de obicei vedem anunțat expoziția, putem să privim catalogul, dar de data aceasta spațiul este dat unui artist, lui Belu Simion Făinaru, și înăuntrul pavilionului îi avem prezenți pe Miklos Onucean și Dan Mihălțeanu. Nu-i cum să-i scapi Bienale, chiar dacă tu ești turist în Veneția, pur și simplu și nu-ți dorești să vezi artă, arta vine peste tine în momentul acesta, e peste tot.
Și e un spectacol extraordinar să înțelegi că arta, cred că acolo mai mult decât oricând, înțelegi că arta este pe de o parte un sistem extrem de artificial și închis, pe de altă parte e și foarte deschisă către public. Ai acolo, îți dă toate posibilitățile. Biennala de la Veneția este biennala tuturor posibilităților, cam asta ar fi de spus.